Primăria Comunei Stâlpu a reușit în ultima perioadă să atragă fonduri din diverse surse. Prin proiecte naționale sau fonduri europene sunt realizate obiective ce fac mai ușoară și mai plăcută viața locuitorilor. Grație unui astfel de proiect, începând de săptămâna aceasta, copiii din Comuna Stâlpu învață într-un spațiu modern și primitor. Clădirea în care funcționează școala primară din localitate a fost reabilitată complet și și-a deschis porțile pentru cei mai mici elevi din Stâlpu. Modernizarea a fost realizată cu o finanțare de 1 milion de lei, de primăria Stâlpă prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucrările au durat aproximativ 2 ani. Investiția derulată prin Programul Național de Dezvoltare Locală se numără printre proiectele cu care primarul comunei se mândrește zilele acestea. În data de 5 noiembrie putem fi mândri de proiectele executate la noi în localitate prin programul de dezvoltare uh, național de dezvoltare locală prin Ministerul Dezvoltării. Uh, am avut uh, în derulare două proiecte, pe care, dintre care unul l-am încheiat, fiind vorba despre școala uh, din localitate. Am uh, avut uh, reabilitare un corp de școală cu cinci săli de clasă, uh, în care, începând cu data de 4 noiembrie, elevii și-au început cursurile, acolo învățând ciclu primar, începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a patra. Un alt proiect important pentru comunitatea din stâlpul de infrastructură de această dată se află în derulare, sursa finanțării fiind aceeași ca în cazul școlii. Mai avem în derulare încă un proiect prin program, Programul Național de Dezvoltare uh, Locală, uh, un drum uh, care însumează o lungime de 7,5 km, la care s-a lucrat aproximativ 30%, urmând ca din primăvară să începem lucrările. Este vorba de aproximativ 50% din localitatea noastră și o să aducă un plus oamenilor din localitate, legând drumul județean cu toate străzile din localitate. Primarul Comunei Elian Joabă a explicat că pe aceleași drumuri s-a introdus și rețeaua de canalizare. Din acest motiv, lucrările de asfaltare au fost puțin întârziate, pentru ca terasamentul să fie lăsat să se taseze. La proiectul de canalizare pe fonduri europene se lucrează și în prezent, pentru ca tot mai mulți locuitori ai Comunei să poată fi racordați la rețea.